slahelește-o dinspre pădure. Avea mărioara hanul ei, han frumos, spațios, cu pridvor și bordei, toți străgeau la hanul ei. Hanul ei vestit pentru bucate, preparate chiar de mâna ei, la un borș și un vin roș, cârnăței, mititei, toți strângeau la hanul ei. Fiindcă ea mai avea trufandale și altceva, cu cafea îi servea, îi primea, le dădea, cu bucăță ca fiecăruia. Fiindcă ea mai avea trufandale și altceva, cu cafea îi servea, îi primea, le dădea, cu bucăță ca fiecăruia. Avea ochi frumoși ca două mure, două mure coapte ochii ei. Cum privea, îți zâmbea, vorba ei te amețea, tot strângeau la hanul ei. Când a fost manevra cu soldații din regimentul 43, generali, colonei, caporali, plutonei, toți strângeau la hanul ei. Fiindcă ea mai avea trufandale și altceva, cu cafea îi servea, îi primea, le dădea, cu bucăți ca fiecăruia. Fiindcă ea mai avea trufandale și altceva, cu cafea îi servea, îi primea, le dădea, cu bucăță ca fiecăruia. Sus la ghelește-o dinspre pădure, avea mărioara hanul ei, han frumos, spațios, cu pridvor și bordei, tot strângea la hanul ei. Hanul ei vestit pentru bucate, preparate chiar de mâna ei, la un borș și un vin roș, cârnăței, mititei, tot strângea la hanul ei. Fiindcă ea mai avea trufandale și altceva, cu cafea îi servea, îi primea, le dădea, cu bucăță ca fiecăruia. Fiindcă ea mai avea trufandale și altceva, cu cafea îi servea, îi primea, le dădea, cu bucăță ca fiecăruia.